Odată ajunși în Statele Unite ale Americii, majoritatea moldovenilor care au obținut permis de ședere datorită loteriei Green Card spun că succesul și norocul le surâd rapid. Este și cazul Tatianei Mutu, o tânără de 35 de ani, care a emigrat acum 6 ani în Arizona împreună cu familia sa. Aici a trebuit să reia viața de la capăt. A renunțat la cariera sa de pedagog școlar din Chișinău, dar a îmbrățișat o nouă profesie. În scurt timp a devenit un stilist popular la cele mai bogate saloane de coafură din Arizona. Suntem o familie tânără și când a apărut oportunitatea de a pleca din Moldova, am luat o decizie foarte greu. Prima noastră reacție a fost că nu, noi nu putem să plecăm pentru că avem acolo părinții, dar ne-am gândit la viitorul copiilor noștri și am vrut să vedem poate că avem alte șanse și posibilități ca să ne dezvoltăm. Și pentru mine a fost o schimbare foarte radicală. Acasă am fost pedagog și psiholog școlar. Am făcut foarte mulți ani de universitate, având masterat și doctorat. Și când am venit aici, am hotărât ca să fac o schimbare mare și ca să profesez ceea ce mi-ar aduce mie multă bucurie, multă realizare din punct de vedere artistic. Întotdeauna am avut asta ca hobby, arta și craftul. Eu sunt acum în proces de a deveni instructor, educator pentru Kevin Murphy. Este o companie de produse de păr. Și vreau să zic că este ceva extraordinar. Sunt foarte norocoasă că am... De fapt, eu am fost voluntară ca să merg la activitățile astea și mă simt foarte norocoasă că sunt acolo și, de fapt, prin... activitatea asta eu pot să-mi demonstrez capacitățile mele pedagogice pe care le am din țară. Tatiana se consideră o femeie fericită pentru că Statele Unite ale Americii i-a deschis noi oportunități și s-a văzut în curând pe scenele cele mai importante de show business din Dallas. Anul trecut s-a clasat în categoria finală pentru premiile celor mai buni stiliști. Am mers în anul trecut la un concurs destul de mare pentru mine în Dallas, What's Next Award for Sebastian, unde am fost finalistă. A fost o experiență extraordinară. Cred că asta am văzut doar în vis că o să fac. Oportunitățile aici sunt mult mai mari. Trebuie doar să vrei, să ai timp și să fii motivat, să-ți placă, știi? Tatiana a avut mereu o pasiune pentru artă, fiind o fire creativă, a învățat noile tehnologii. Șefa salonului Diana Schumacher afirmă că profesioniștii internaționali sunt apreciați de către americani, iar europenii au un stil aparte și pot aduce o plusvaloare culturii americane. So we met Tatiana in a pretty typical way where we go out and do recruiting in schools. Tatiana already had a full career and was a college professor in her home country. So when she came, she was very focused and very determined and a little bit, we weren't really sure how to take her at first because she was so enthusiastic and so energetic, but I just loved her energy so much, and it's clearly paid off because she just dove in, did everything we asked. She went through our training program in about half the time most people do because she was just so determined, and she's been incredibly successful very quickly and is now already educating for one of our manufacturers. It's been great having her. Lor le pasă cum te simți tu și pentru businessul lor și pentru dezvoltarea lor, ei îți creează toate condițiile ca tu să evoluezi. Exact la fel și în salon aici. Stăpâna noastră, ownera noastră întotdeauna o să ne întrebe ce pot să fac ca să te ajut, ca să te dezvolți. Tânăra a fost încurajată să meargă la diverse evenimente de modă unde stabilește relații noi și învață meseria de a excela în industria frumuseții. A obținut foarte rapid licența, iar clienții se mândresc să fie coafați de către cei mai buni profesioniști, chiar și dacă sunt imigranți. Well, I've been coming to this salon probably 20 years, and as long as she's been here, I've gone to her.
and I'm very happy with her. Why do you choose her? Because she's so professional. Very professional, and she does my hair very nice. She does a nice job. I enjoy her as a person, too. So, and do you like her accent? What? Do you like her accent? I love it. I love it. Sometimes I might have a little trouble understanding her, but most generally, she does very well. She does very well. Mi-a plăcut întotdeauna să desenez, să fac păr. Și acasă făceam asta. Dar asta a fost așa un hobby ascuns, de care nimeni practic nu știa. Și când am venit aici, am început câte puțin să fac părul prietenilor mei și foarte multă lume m-a încurajat ca să mă duc să-mi iau o licență în styling. Și soțul meu m-a susținut în ideea asta și asta am făcut. Am făcut aici școala, Avalon School of Cosmetology. Câți ani ai trebuit să înveți? Contractul mi-a fost pentru un an, dar eu l-am făcut mult mai rapid și am absolvit în 10 luni. Și apoi am luat licența de stat și am început să lucrez într-un alt salon pentru perioadă mică, dar am vrut mai mult de la cariera asta și am hotărât să vin aici la Rumors Salon, unde lucrez de 3 ani și jumătate deja. Mă simt foarte mult realizată și apreciată. Tatiana se mândrește că este cetățeană la Republicii Moldova, chiar dacă după 5 ani a obținut-o pe cea americană. Consideră că țara noastră dezvoltă multe talente, iar oamenii curajoși nu așteaptă oportunitățile, dar le caută oriunde nu s-ar afla.